Bună, dragii mei, vreau să-i transmiteți la gunoiul ăsta de Ionuț. Auziți aici, dragii mei. Vreau să vă spun, să-i transmiteți așa, că aici, în Archita, nu are ce să mai caute. Casa pe care a făcut-o și-a cumpărat-o el, este a mea și asta. Și spuneți așa, că am zis eu, ca să bage divorțul și să mă lase și să nu mai mă demigreze pe TikTok. Că pun poliția pe el. Așa, spuneți-i frumos, să nu mai mă pomenească pe mine pe TikTok. Dragii mei, vă rog, eu vă pup, vă respect și vă doresc o zi cât mai minunată tuturor. Eu nu sunt proastă, oameni frumoși, să-mi bag joc de corpul meu. Nu mă josesc cu ce? Mai bine stau mie așa liniștită, mai bine stau în casa mea, cu copilul meu, îi fac mâncare, mâncăm, râdem, plângem, facem ceva. Dar să nu ar însemna că eu îmi bag joc de mine, că el a făcut-o, treaba lui. Nu mai dau ușa. Și așa e că Bogdan e ce... Noi ne iubim sufletește, oameni buni. Sufletește, știi ce înseamnă? Sufletește, atât. Atât este între mine și Bogdan. Sincer. Nu, no. El deja îmi știe sufletul. Băiatul ăsta, sincer. Nu. No. Ținem unul la altul, așa. Mă înțelegi? Dar nu ca iubire, nu. Că nu pot să iubesc, nu. Sincer, eu nu mă îndrăgostesc. Dragosteala e altceva și iubire e altceva și iubire sufletește e altceva. Sincer. Nu vorbesc la prostii, nu vorbesc la răjală, nu vorbesc la... Vorbesc doar realitatea. Tare. Ia vezi. Tare.